În final, având în vedere faptul că marți, 27 martie, am celebrat 100 de ani de la unirea Moldovei cu Basarabia, aș vrea și noi, ca Unitatea Administrativă Teritorială, ca primărie, municipiul roman, să, în România cu Basarabia, să semnăm o declarație de reunire, o declarație al cărei conținut am să vă dau citire în ceea ce urmează și să vă anunț pe această cale că avem și invitații din Republica Moldova și salutăm prezența alături de noi a domnului de dragă Vladimir. Bine ați venit! Director și jurnalist, fost parlamentar în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Guțu Ina, salutăm prezența la Radio România și nou, și beșleaga Alexandra, medic neurolog. Ulterior, unul din cele două exemplare îl vom înmâna celor de peste Prut pentru a avea ca un act istoric a ceea ce s-a întâmplat astăzi în ședința de Consiliu Local. Salutăm de asemenea și prezența alături de noi a domnului deputat Laurențiu Tadeodea. Declarație pentru celebrarea unirii cu țara mamă, România. La 27 martie 1918, statul țării Republicii Democrate Moldovenești declara Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă acum și 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna, se unește cu mama sa, România. Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a purul și totdeauna. Sărbătorim un secol de când Basarabia a revenit la patria mamă, prin votul istoric al sfatului țării, în anul 1918, intrând în istorie prin dorința românilor de pretutindeni de unire. Importanța declarației de unire a fost una determinantă pentru marele pas, care urma să se înfăptuiască peste doar câteva luni. Marea Unire de la 1 decembrie 1918. A venit momentul să repetăm istorie, să respectăm din nou dorința românilor de a fi uniți, prin simțiri și hotare. Centenarul Marii Unieri din 1918 reaprinde voința populară de reîntregire a neamului și a României mari și ne reamintește că avem datoria istorică să aducem un omagiu plin de recunoștință înaintașilor noștri, declarând ca fiind pe deplin legitimă dorința celor cetățeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor două state ca o continuare firească în procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române. Noi, reprezentanții municipiului Roman, urmașii voievodului Roman I Mușat, adoptăm prezenta declarație de reunire cu valoare moral-simbolică pentru susținerea drepturilor inalienabile ale națiunii române, oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnule Peșleagă, vreau să profit de prezența dumneavoastră în această zi și să ne adresați câteva cuvinte. Da, haideți aici la un microfon. Da, nu poate rupi. Stai, duci acolo lângă. Așa, urcați mai sus și pornește. Mulțumesc. În primul rând, îmi face o mare bucurie să am onoarea de a asista la acest eveniment pe care noi l-am așteptat și l-așteptăm mereu. Și sigur că nu este meritul meu personal, dar am avut ocazia să fac și eu un pic politică la începutul anilor 90, fiind în Parlamentul de la Chișinău. Acel Parlament a făcut eforturi mari, să știți, și a fost unul care s-a orientat extraordinar de lege, dar a întâmpinat rezistență mare și acolo și aici. Eu zic așa,
un vis frumos până la urmă se realizează. Pentru că visul este bazat pe istorie comună, pe limbă comună, pe destin comun. Și cât de greu n-ar fi calea, cât de greu n-ar fi urcușul, până la urmă se realizează. Ne bucurăm mult că guvernul, că Parlamentul României a scos, a votat acea acte de dragoste și de frăție și la Chișinău tot mai mult lumea se dezgheață, se limpezește la cap și mai ales ne bucură enorm de mult că satele, consiliile, raionale, tot mai mult și mai mult. Da, Dumnezeu să ne ajute să ajungem să vedem visul realizat. Spuneați de declarația adoptată de Parlamentul României. Vreau să profităm de prezența în sala domnului deputat Laurențiu Laureanu, care a luat parte la acest act istoric și să ne împărtășească din gândurile domnului sale. Vă rog, domnule deputat. Să rămână bună ziua tuturor. Vă salut. Într-adevăr, pe 27 martie în Parlamentul României a avut loc un eveniment emoțional. Dincolo de evocarea unei părți a ultimei istorii, dar semnificative, s-a semnat o declarație de frăție, de spirit românesc. A fost prezent președintele Parlamentului Republicii Moldova, de la Chișinău, și a fost un moment totuși cu totul deosebit. Într-adevăr, lucrurile vin cu o încărcătură semnificativă, dincolo de 27 martie 1918, cu unirea Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a Basarabiei de Sud, a Ținutul Buceagului. Aceste lucruri au ținut o perioadă de timp până când, la 23 august 1939, are loc semnarea pactului între ministrii de externe, a Germaniei și a Rusiei, Ribbentrop-Molotov, care redesenează, reconfigurează ținuturi în Europa, ținând cont de zona lor de interes. Un an mai târziu, în 1940, Rusia asomează statul român să-și retragă armata și administrația civilă din aceste zone. Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Buceagului. Sigur că ocupă, dar pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că în 1941 armatele române, fiind în alianță atunci cu armatele nemțești, reocupă aceste teritorii care vor fi reocupate definitiv de armata rusă în 1944. Lucru care a fost consfințit până când Republica Moldova și-a declarat independența și salut pe domnul Vladimir, care a fost deputat în primul parlament al Moldovei independente. Corect? Da. A fost un prim pas care s-a făcut atunci, pentru că Moldova s-a scuturat și a ieșit de sub jugul rusesc, chiar dacă a rămas în zonă de influență rusească, și chiar dacă a ieșit oarecum sfârtecat în această luptă, pentru că Buceagul și Bucovina de Nord a rămas în Ucraina. Lucrurile au evoluat de la un an la altul, după această perioadă, dar nu semnificativ către ceea ce ne-am fi dorit românii din stânga și din dreapta Prutului. Au fost semne de colaborare, de prietenie și chiar de dezvoltare economică, dacă ținem cont și de programul de construire de creșe și grădinițe în Republica Moldova, susținut de Guvernul României, de gazoduct, Iași-Chișinău și de alte proiecte. Cred că este un moment când lucrurile încep să se configureze, dar trebuie să ținem cont și de ceea ce se întâmplă ca influență geopolitică.
încă sunt departe, deși euforia și sentimentul de român ne împing cu foarte mare entuziasm către acest gând al reunirii, sunt departe încă de a se realiza în fapt. Pentru că acest lucru, așa cum s-a întâmplat și acum 100 de ani, presupune o voință politică a Sfatului Țării din România, Parlamentul României, și a Sfatului Țării din Republica Moldova, Parlamentul Republicii Moldova. Vreau să vă spun că de curând o delegație din Parlamentul României, o delegație a colegilor mei, deputați liberali, au fost prezenți la Chișinău pe 27, unde s-au întâlnit cu blocul politic democrat și unde au semnat de asemenea acte de susținere, de sprijin reciproc și de a continua acest demers început de ani de zile pentru a ne regăsi în aceeași țară, într-o Românie mare, dreaptă și firesc în votarele sale. Așa cum vă spuneam, acest lucru nu se poate întâmpla decât ca o expresie a voinței celor două popoare. Și dacă în România există în momentul de față această determinare, și eu cred că la un vot care ar fi dat dincolo de votul din Parlament, care eu cred că ar fi 100%, dar și un vot a românilor pentru un referendum, procentul ar fi de peste 85%. În schimb, sigur că avem o problemă în Republica Moldova, unde cu greu s-ar ajunge undeva în jur de 40%. Este foarte bine ce spunea domnul deputat Vladimir, că oamenii încep să conștientizeze. Trebuie deschisă mintea tinerilor, copiilor. A ceea ce a fost, a ceea ce este și a ceea ce se dorește cu Republica Moldova. Nu este foarte simplu. Pentru că, așa cum vă spuneam, ne aflăm într-o zonă de influență. Peste 1 milion de tineri moldoveni, tineri și maturi, lucrează la Moscova și în alte orașe ale Rusiei. 800.000 de tineri, de oameni maturi, lucrează în Europa Occidentală. Vrei, nu vrei, prin această activitate există o anumită influență și un anumit partipric. Dar, dincolo de ceea ce înseamnă autodeterminare economică, dincolo de ceea ce înseamnă o creștere a nivelului de trai și material pentru fiecare familie, indiferent unde reprezentanții acestei familii lucrează, în Europa Occidentală sau în Rusia, trebuie să înțelegem că acolo mergem vremelnic pentru a ne asigura un trai mai bun. Dar țara, obârșia, rămâne locul unde ne-am născut și pământul din care s-a plămădit națiunea. Aici cred că trebuie lucrat foarte mult și am avut patrioți adevărați, începând cu Vieru, cu Teodorovici, cu oameni care s-au implicat, oameni care prin manifestările artistice, culturale, au dus acest mesaj simbolic de dezvoltarea spiritului românesc, dar nu a fost suficient. În continuare trebuie militarea, cred că rolul nostru al românilor din dreapta frutului este acela de a încerca să avem colaborări mai bune, mai strânse și dincolo de parteneriate, de angajamente, trebuie să încercăm să materializăm prin lucruri concludente, prin proiecte împreună, mai ales că legislația a fost modificată și acum permite și finanțarea unor obiective. Înainte nu puteai să finanțezi un consiliu local sau un consiliu județean un proiect în Republica Moldova. Acum se poate face acest lucru. În România, Prahova și Călărașul sunt campioni, ca să spunem așa, la dezvoltarea unor relații de colaborare, de parteneriat și a unor obiective în Republica Moldova. Cred că noi putem să-i conștientizăm prin frații noștri, prin ceea ce putem sprijini și la ei, ca prin exemple de bună practică.
Dar pentru aceasta trebuie ambele mâini strânse. Nu numai o mână întinsă. O mână întinsă către una care nu e întinsă nu înseamnă o colaborare, nu înseamnă o frățietate. Înseamnă doar un gest de bună credință care se materializează prin ambele mâini atâta timp cât acolo va exista un sentiment al fricii, al terorii, fără să fie însoțit de un element de patriotism, de românism autentic. Și felicit pe toți cei din cele peste 100 de OAT-uri care au semnat declarații de reunire cu România, că au dat dovadă, într-adevăr, de patriotism autentic. Cred că lucrurile se pot materializa, dar în acest sens. Pentru că dragoste cu forța nu se poate. Ea există doar în măsura în care ambele părți conlucrează. Din partea noastră, cred că trebuie o determinare în plus, o implicare mult mai accentuată. Din partea fraților noștri, trebuie un curaj în plus și, în același timp, trebuie o încercare de a forța lucrurile să meargă pe cale firească. Foarte frumos a spus și mi-a plăcut domnule Vladimir că, până la urmă, nu știm dacă azi, nu știm dacă mâine, nu știm dacă într-un an, în cinci, lucrurile se vor întâmpla, pentru că e un vis justificat. Dar el se va întâmpla, pentru că, într-adevăr, are în spate un destin, o istorie, tradiții, obiceiuri, limbă. Acestea nu pot fi negate, ele există și reprezintă platforma de lucru pentru națiunea noastră. Așa încât mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și la declarația de la Roman. Voi semna și eu simbolic această declarație, așa cum am semnat-o și pe cea din Parlamentul României. Și cred că stă în puterea noastră, cred că stă în forța noastră, cred că stă în ceea ce putem aduce ca plus valoare pentru această națiune. Și de ce nu? Să începem mai mult să credem că putem fi contemporanii unui eveniment național de mare importanță despre care generațiile viitoare să vorbească cu recunoștință și cu apreciere. Vă mulțumesc! La mulți ani România, la mulți ani Basarabia, la mulți ani români și Doamne ajută tuturor! Vă mulțumesc! Această declarație astfel încât să o putem. Da? Mai vechi decât Bucureștiul, ca atestare, și doresc să transmit din inimă un sincer și călduros la mulți ani întregii tuturor romașcanilor. Iar dorim din toată inima unirea să se înfăptuiască în anul centenarului, să fim România mare. Dacă s-ar putea, da? E foarte greu, dar speranța pare ușură. Da, vă mulțumesc, domnule Corban. Domnule Beșleagă, vă invit alături de mine să vă predau această declarație de reunire pe care să o purtați dumneavoastră Republica Moldova. Se transmiteți gândul nostru bun și eventual autorităților din Chișinău sau din Parlament, dacă mai aveți acolo,
Dacă e, noi avem o plătire în localitățile Republica Moldova, poate face și multă sănătate în place. Я не знаю, что это за